is for reason, is a reason for reality. It's only your memory of the real, really. It's all about that. Do not respond. Do and dance. Don't try to understand. Feel it. Is poetry a fabric of reality? It's made by words. Mărturisesc că atunci când am văzut prima dată un spectacol al Natașei Soltanovici în Festivalul Tinerilor Regizori de la Craiova, n-am înțeles mare lucru. Nu reușeam să găsesc niciun fir între scene. Nimic nu se lega în mintea mea ca să descoper logica spectacolului. Însă, recunosc cu mâna pe inimă, atmosfera era halucinantă. Pur și simplu te sugea în ea. Aceeași impresie puternică, hipnotică, am avut-o și după ce am văzut Anomalia de la Teatrul Național din Craiova, spectacol al aceleiași regizoare. În fiecare scenă, personajele se confruntă cu o anomalie. Nu există cronologie, nu există legătură între scene, în schimb există o pronunțată aură distopică. Anomalia devine regula care pune în mișcare mecanismele dramatice. Întâmplările se petrec ba acum, ba la sfârșitul lumii, ba într-un timp post-apocaliptic. Și, ca orice creator de teatru care se respectă, tânăra regizoare poloneză aduce pe scenă chiar anomalia, pe care o personifică, de fapt o încarnează, într-o făptură. Cine o fi? O fi om? O fi altceva? Am văzut pe cineva dispărând. Transmite mai departe. Am văzut pe cineva dispărând, transmite mai departe. Am auzit ceva dispărând și am transmis mai departe. L-am auzit dispărând și a trecut mai departe? Ce a trecut mai departe? Mai departe a trecut ce a dispărut. A dispărut? Deci s-a furat? Au furat ceva de la noi din birou. Au... Hoți. Hoți. La noi în birou. Ce hoți? Nu s-a întâmplat nimic. Ce te panichezi așa? Situația e nesigură. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă. Ce știm e de rău. Ce nu știm încă e și mai rău. Eu cred că avem dreptul să ne panicăm. Nimeni nu are acest drept. Și zicem la un moment dat, nimeni nu știe nimic și ce știm e de rău. Adică totul e, nu se știe niciodată cine te pândește. Marea schema lucrurilor trebuie să pară semnificativ. Și ceea ce de fapt nu este semnificativ ne ajută să mergem mai departe, să ne continuăm activitatea, fără explicații, fără un sens anume. V-ați greșit cariera. Zău, trebuia să vă faceți filozof. Ha, te rog frumos. Termină cu filozofii, că nu suport filozofii. De niciun fel. Vorbesc numai înghicitor și creează probleme din nimic. El e un om al faptelor simple. Se vede și la prima scenă. Când șefa o ia razna, el zice, ok, bine, despre ce e vorba. Așa și acolo. Filozofia nu cred că e tocmai pasiunea lui, de adevăratele. Cred că filozofia le enervează foarte tare pentru că nu e nimic concret în ea. Și el are nevoie de concret în orice face. Îi spune și colegilor, azi a început, azi se va termina. La el totul e foarte clar. Așa sunt oamenii, cred că la un dat preferă să ia autoritățile controlul și ei doar să răspundă la ce... Nu știu, dar să răspundă la ce li se ordonă, să zic așa. Totul începe în zilele noastre când angajații dintr-o agenție de publicitate trebuie să respecte reguli absurde. Peste tot domnește un aer de conspirație. Dar oricare ar fi bănuielile lor, sub niciun chip cei ce lucrează nu se pot abate de la reguli. Nu le-aș numi reguli. Le-aș numi o... ceva, un discurs aleatoriu. Și oamenii sunt obișnuiți cu discursurile aleatorii, sunt păcăliți și le consideră reguli. Și e foarte ușor să-i păcălești. Îți trebuie doar puțină atitudine, așa cred.
Și vorbind cu regizoarea, mi-a spus că pot să fac ce vreau, să mă joc, să fiu crazy. Ea insista pe asta. Be crazy, 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 I want crazy. Și cam pe asta se bazează regulile. Pe crazy. Drumul fără întoarcere. Cine l-a luat secundarele pentru Ines principale de la hai tu sau tu? Stai liniștită că nu ți l-a luat nimeni. Noi nu suntem hoți de timp. E vorba de timp. Abia acum vă-ți dați seama că este târziu. Tu l-ai luat hoțele de la hai. Un cadran fără limbi, ce poate spune? Nimic, nimic, haos, aterroritate. Nu zice nimic, dar îți dă o grămadă de hosibilități. Nici o hosibilitate. Nu știu când să mă trezesc. Nu știu când să hrănesc fisica. Când e ziua mătușinele. Când e sărătarea aniversară. Spectacolul mixează muzica și umorul cu atmosferă sumbră. Este ultima zi a planetei. Vine sfârșitul lumii? Sau a fost deja? Totul se învârte în jurul unei anomalii care schimbă mersul firesc al lucrurilor. Cred că l-am pierdut. Nu crezi? Ne-am pierdut? Da. Crezi că ne-am pierdut? Da. Atunci taci pentru că știu unde mă duc. Nu știu. E diferit aici cumva. Bineînțeles că e diferit. Obișnuiește-te. Suntem pierduți pentru că suntem într-un oraș post-apocaliptic, urmăriți de... Pot să fie... tot felul de creaturi, zombii, necunoscuți sau nimic, pur și simplu niște zgomote neidentificate. Și tot ce se întâmplă aici, în mijlocul oamenilor. Panica și senzația de absurd cresc când angajații vor primi un colet supradimensionat. Ce se ascunde în el? Niciodată nu mai primiseră un pachet atât de mare. Să fie acolo chiar anomalia? Don't try to understand it. Feel 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 it. Este frica de schimbare pe care cumva cred că se află în fiecare om de pe planeta asta. Cred că suntem destul de reticenți la nou și la necunoscut în general și nu zic așa o chestie generală, necunoscutul ăla pe care nu știm cum să-l descriem. Pur și simplu la lucrurile noi care vin în lumea noastră. Fie că e vorba de gadgeturi, fie că e vorba de meteo, fie că e vorba de persoane pe care nu le cunoaștem și intră în viața noastră, cumva, cred că este un sentiment de teamă, de frică, de necunoscut. Aici schimbarea pe care ne-a propus-o regizoarea este un sfârșit al lumii, de fapt nici măcar un sfârșit al lumii, este o trecere dincolo de ce înseamnă pentru noi societatea normală. Anomalia care pentru mine personal poate să fie, de exemplu, virusul pe care l-am trăit cu toți în pandemie, care ne-a schimbat în măsuri diferite. Cam aici se rezumă la mine anomalia asta, o chestie care ne intră în scenă printr-un curier și contaminează și schimbă oamenii prin muzică. S-a gândit să nu mă exprim, să nu am un limbaj omenesc. A vrut să fiu ca sirenele din tragediile grecești. Să hipnotizez cumva prin muzica pe care chiar ea a compus-o, Natasha Soltanovici, împreună cu cel care a făcut și aranjamentul orchestral, Grzegorz, dacă zic bine, Grzegorz Bienko, s-a gândit cumva să-i hipnotizez, să-i transform, să-i contaminez
Iar la final, eu devin om. Eu mă umanizez de la o scenă la alta. La început am o înfățișare mai de animal, după care devin din ce în ce mai umană și îmbrăcată în costum, într-o rochie, devin femeie. Little note from the world, all these smiley faces are sent to De ce cântă atât de suav? E foarte frumos ce îmi spuneți. Mă bucur că se percepe așa, pentru că inițial cântam foarte în forță și regizoarea și evident și compozitoarea, fiind același om, mi-a zis să încerc să cânt un pic mai cald, pentru că mi-a spus că eu am o căldură și o bucurie în voce și că să las publicul să perceapă lucrul ăsta. Și da, acum mi-am dat seama care e dreptate. Fără mâini. Fără mâini. Fără mâini. Fără mâini. Dar cum fără mâini și fără mâini? Nu știu încă, ne-am învățat versurile toate. Fără mâini! Noi suntem niște cântăreți într-un cor și trebuie să ne purtăm ca atare, dar de fapt nici acolo nu mai este normalul ăla pe care îl știam, pentru că vine la un moment dat cineva, poate să fie și dirijorul cu care noi eram obișnuiți, să ne ceară tot felul de lucruri ciudate. Cum se instalează lucrurile ușor, ușor? Pentru că trec de la acea autoritate despre care vorbești, despre acum gata, trec la o chestie de când nu mai e nevoie nici măcar să mai fac singuri. Adică se obișnuiesc atât de ușor cu luatul, intru foarte tare în ei și pe urmă e foarte simplu să-i aduc acolo unde vreau. Și e în coborâre această autoritate a mea, pentru că nu mai e nevoie, pentru că ei sunt mai disponibili să renunțe la lucruri. Fără cuvinte care conțin litera O. Ne-am jucat puțin cu lipsa elementelor, că mi se tot ia cumva din libertate, să zicem așa, și până la urmă ești constrâns cumva, dar tot îți faci viața, să zicem, frumoasă sau tot încerci să te simți în continuare liber, chiar dacă
ești constrâns, să zicem așa. Și da, ne-am și distrat. Și cam asta a fost. Fără sunet. Cumva este scena la care noi, ca echipă, eu cu colegii mei de la scenă, am lucrat-o așa, am venit cu foarte multe propuneri. Cumva toate propunerile astea au venit de la noi.